În partea asta nu pare nimic în neregulă, o lume normală de Minecraft, dar dacă venim în partea asta și ne uităm, o să observăm că... Da, nu știam că m-am făcut vecin cu Marele Canion, bă, ce se întâmplă? Frate, nu intru două zile pe lumea asta și uite-te și tu ce se întâmplă deja, mă, de unde, ce s-a întâmplat, a fost crater aici, ok... Ce face potaie cu anvilul ăla acolo și cu crafting table-ul? Sunt sigur că are ceva să ne zică despre ce s-a întâmplat aici, așa că hai să mergem să aflăm. Potaie, potaie, Ce ai, bă, disperatule? Ce disperat, bă? Păi nu vezi că te arunci de la etaj? Așa și? Și ești nebun? Păi pe bune că m-ai nebunit. Bă, ce-ai făcut, bă? Ce-i chestia asta? E de la noul enchant? Ce noul enchant? Ce nou enchant, mă? Enchantul de distrugere a lumii? Enchantul de distrugere a lumii? Bă, frate, ce enchant? Ce vorbește, bă? Mamă, frate... What, e până la bedrock, nici măcar n-am ceancuri să văd încolo. Ok, m-am dat pe și mai multe ceancuri și tot nu ajung... What, pot să văd și niște diamante acolo? Efectiv, nu știu dacă puteți să vedeți, băi și fete... Mă, ce-a făcut, mă, ăsta? Ce enchant? Păi ce enchant, mă? De când există enchant de distrugere a lumii? Păi eu l-am inventat? Cum adică, mă, tu l-ai inventat? Am făcut enchanturi noi? Enchanturi noi? Hai, mă, lasă-mă încolo, ai băgat lumea pe World Edit, ești nebun? Nu e, bă, fără mișto? Chiauză-mă la el, enchant de distrugere a lumii. De când există, bă, enchantul ăsta pe Minecraft? Auzi tu că a făcut el enchanturi noi. Nu mă crezi? Evident că nu te cred. Vezi că am pregătit o rețetă pentru un nou enchant în chest? Rețetă pentru un nou enchant? Da, mă, da! Ia materialele din chest și craftează cartea. Materiale din chest, auzi, mă, tu ce e asta, mă, cine a mai auzit să crafteze enchanturi? Ok, mă, ok, ok, am luat materialele, da, și acum se presupune că ar trebui să pot să craftez o carte, ce? Meteor hit? Lovitură de meteorit, adică? Bă, dă-mă încolo de treabă, că asta nu o să funcționeze. Da, mă, ia bagă Neville și taci. Ok, mă, ok, o să bagă Neville, o să bagă Neville. Deci mi-a dat și sabie, fii antenă, că mi-a dat și sabie. Ia, mă, ia, hai să încerc. N-am experiență. Ia și experiență, nu bule? Ce, mă? What? Da, mă, bine, mersi. Hai că o să fac două levele cu o singură de asta. Hai, mă, ia două și taci. Bine, mă, bine, mersi. Ok, m-am făcut două levele. Ia, mă, ia, chiar putem să-i chatăm. Meteor hit, auzi tu, ce mai pomeni lovitură de meteorit? Ok, și ce ar trebui să fac cu asta? Dă într-un mob și o să vezi? O să rămâi surprins? Bine, mă, hai că dau într-un mob. Ia, în ce mob să dau eu? Uite o vacă acolo. Hai să dăm vaca aia, auzi tu că o să rămân surprins. Ia, mă, hai să dăm cu hitul de meteorit. Și op! Astăzi, băi și fete, mă, voi juca Minecraft, dar voi putea crafta noi enchanturi. Da, ați auzit foarte bine, vom crea enchanturi custom, băi și fete. Așa că, hai să nu mai pierdem timpul. În primul rând, hai să-mi pun șoțoalele astea pe mine. What? Ce s-a întâmplat, bă? Cum am devenit furnică? Ei bine, ăsta este un nou enchant, băi și fete, și anume un enchant care te face pitic. Este un enchant de armură pe care l-am craftat mai devreme. Și uite, uitați-vă cât de mic sunt acum, efectiv sunt mai mic decât un bloc. Dar uite, pot să mă fac mai mare dacă îmi dau din armură jos. Gata, vedeți, mi-am dat din armură jos și m-a făcut un pic mai mare. Și dacă îmi dau și cască jos, sunt înapoi la mărime normală. Dar dacă pun armura, ia uite, mă, ia, iară purici, ești nebun. Uite-te cât sunt mai mic decât un bloc. Dați un like neapărat pentru chestia asta, băi și fete. No, gen, pă bune, chiar dă-i like dacă nu ai făcut-o până acum. Și să-mi scrieți la comentarii, băi și fete, pe parcursul acestui video, care enchant v-a plăcut cel mai tare. Dar hai să lăsăm armura asta de purice și să punem și noi o armură normală pe noi. Bă, chiar tare enchantul ăsta, n-aveți ce să ziceți. Ăla ar fi bun ca să strolezi prietenii, pă bune, dacă nu. Dar acum hai să trecem și la alte enchanturi, băi și fete, pentru că uitați-vă câte rețete avem. Ok, hai să începem direct cu enchantul meu preferat, băi și fete. Deci fiți antenă, o să ne craftăm acum o carte de enchant căreia îi zice controlul minții. Fiți antenă, cu enchantul ăsta putem să controlăm mintea mobilor. Da, ați auzit foarte bine. Așa că hai să luăm o sabie, băi și fete. Mi-am pregătit aici mai multe sabii de iron, pentru că vreau să punem enchanturile separat, să vedem ce o să se întâmple. Și hai chiar acum să ne enchantăm sabia cu controlul minții. Și fiți atenți acum ce o să fac aceste enchant. În primul rând spawnăm un zombie husk. Fiți atenți, o să vină
vine ăsta să mă atace. Și acum dacă îi dau o bucată, ia uitați-vă băieți și fete, pot să-l plimb cum vreau eu, efectiv pot să-l controlez, vedeți? Pot să-l duc unde vreau, pot să-l duc și în pământ chiar, vedeți? L-a băgat în pământ, el e acolo în pământ, nu știu dacă l-auziți. Ia, hai să mai luăm încă unul și fiți atentă. Uite, uite, pot să-l bag în pământ, vedeți? Te mănâncă pământul. Oh my god, bă, l-a dus în aer. Mamă, cât de sus pot să-l ridic? Ia, hai să-i dăm drumul. Mamă, l-am spart. Și asta putem să facem cu orice mob, băie și fete. Putem să facem chestia asta chiar cu un Ravager, care uitați-vă cât de mare e. Ce zici, bă, urâtule? Hai să te băgăm și pe tine la fund. Opa, 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 stai că a scăpat. Ok, îl băgăm direct în pământ. Direct în pământ vreau să-l bag. Haide, mă. Bă, de ce nu mă lasă să-l bag în pământ pe ăsta? E prea mare, cred. Gata, mă, acolo e, e în pământ. Sunt curios dacă o să putem să facem chestia asta și cu dragonul. Așa că dacă vreți să vedeți și voi, stați geană până la final. Bun, și acum hai să vedem ce enchanturi mai avem pe aici, băi și fete, că avem o grămadă de enchanturi. Cred că aici avem un nou enchant de sabie. Ia să vedem ce enchant putem să craftăm acum. Mamă, fii antenă la enchantul ăsta, Rich 5. E tare rău de tot enchantul ăsta. Ok, hai să luăm o nouă sabie, pentru că nu aș vrea să încurcăm enchanturile. Și acum hai să enchantăm sabia asta cu Rich 5. Fiți atenă care e faza tare la enchantul ăsta, băi și fete. Ok, hai să vă fac o mică demonstrație. Vedeți cuidul ăla de acolo? Uite-l unde e. Ia uite, frate, pot să-l atac de aici, ești nebun? Deci efectiv eu pot să atac squidul ăla care e în apă. De aici, uite de la câte blocuri pot să atac mobii. Am atacat peștele, vedeți? Pot să-i omor. Și asta pot să fac orice mob, băi și fete. Uite, punem un zombie husk aici. Bă, deci enchantul ăsta chiar mi-ar plăcea să se bace pe Minecraft. Adică, uite cât de tare e. Uite de la ce distanță atac zombie husk, vedeți? Ia, îi dăm și cu critică. Bă, prea mișto. Efectiv, pot să bați dragonul din zbor cu chestia asta. Uite și Ravager-ul. Efectiv, îl bat și el nu poate să mă atingă. Ia, uite, uite cum fug de el. Și efectiv el nici măcar nu poate să ajungă la mine, că eu îi dau de la mare distanță. Ei, n-are ce să-mi facă, nu poate să mă atingă. Ia de aici și l-am spart. Bă, prea tare enchanturile astea, prea tare. Cum, frate, ce-ți mai trebuie, mă, să te duci la pescuit, că dai cu sabia direct. Ia, ia vezi, acum îl văd pe Somonescu și i-am dat în cap și în capul ăsta. Mamă, de la ce distanță, sunt curios de la ce distanță putem. Ia, luăm și somonul ăla de acolo. Bă, frate, nu pot să cred. Uite, la squidurile alea nu mai ajung, trebuie să mă apropii un pic. Dar da, chiar tare enchantul ăsta e printre preferatele mele. Hai să vedem ce enchanturi mai avem pe aici, băieți și fete. Ok, sincer să fiu, nu știu ce e ăsta. Ia să ne uităm, să vedem exact ce enchant putem să craftăm cu itemele astea. Nether Touch zice, sincer nici nu știu pentru ce e ăsta, dacă e pentru sabie sau e pentru altceva. Hai să facem chiar acum Nether Touch-ul ăsta. Ah, ok, nu e pentru sabie. Dar pentru ce să fie? Pentru pickaxe-ul are să fie Nether Touch-ul. Oare să fie pentru pickaxe Nether Touch-ul ăsta? Ok, nici pentru pickaxe nu e. Nici pentru arc nu e. Bă, să fie oare enchant pentru armură? Cred că pentru armură e, mă, nenică. Ia să punem noi buții ăștia. Da, mă, da, pentru armură e. O, ce? Bă, uite ce face ăsta? Lol, stai. Deci am ținut bu... A, da, uite, trebuie să ții buții în mână. Lol, deci nu trebuie să-i porci. Uite ce îmi spawnează aici. Îmi spawnează ancient debris, gold și blocuri din nether. Efectiv pot să-mi transform lumea în nether. Uite, pune și blocuri de netherite. Mamă, pot să-mi transform toată lumea în nether. Ești de bun? Oh my god, cât de tare. Ia hai să-i facem o podea nouă la broască. Bă, dar chiar, unde-i broască? În fine, nu mai contează. Hai să intrăm aici la el și fii antenă, bă, cum putem să facem patrocle. Ce faci mai aici acasă? Dar de fapt nici nu-mi pasă, poți să stai aici cât vrei, nou tău cotez acum. Bă, chiar tare și enchantul ăsta, n-am ce să zic. Dar uite acum dacă pun buții pe mine, gata, nu se mai întâmplă nimic. Mamă, ce mișto am făcut aici. Bă, mișto enchantul ăsta, chiar mișto. Poți să faci de rost și de o grămadă de netherite așa. Hai să vedem ce enchanturi mai avem, băie și fete. Ok, fiți atent, ăsta este un enchant de topor. Craftăm chiar acum enchantul și putem să-l punem chiar pe un topor de iron, care îi zice forest cutter. Sincer să fiu, ăsta cred că o să-mi rașcheteze toată pădurea. Adică o să sparg un bloc de lemn și o să rașcheteze toți copacii. Pot să jur că asta o să facă. Hai, în 3, 2, 1 și... stai ce? Ok, n-a rașchetat chiar toată pădurea, dar vedeți, rașchetează multiple blocuri. Vedeți cum a spart și copacii ăștia? Sparge și copacii de pe lângă. Da, mă, da, băie, tare rău. Bă, și un enchant ăsta ar fi tare să se bage pe Minecraft normal, dar să faci greu rău de tot rost de el. Gen să fie un enchant super greu de făcut rost. Că uite-te și tu cât de tare, efectiv scutești o grămadă de muncă. Și poți să faci proiecte super șmechere cu lemnul.
Da, mă, da, n-am ce să zic, tare rău de tot ăsta. Chiar ar fi tare să se bage pe Minecraft, adică nu e nici atât de OP, dar să se bage și să poți să faci greu rost de el. Deci da, v-am zis, băi și fete, să-mi scrieți la comentarii dacă ar fi să alegeți un enchant, ce enchant ați alege să se bage în Minecraft. Ok, hai să continuăm cu enchanturile noastre. Oh my god, ăsta cred că e enchantul de mi l-a dat potaie de la început. Da, 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 este enchantul cu hit de meteorit și m-am gândit mai bine și cred că ăsta ar fi mai bine să fie pus pe Marcu, frate, pentru că ați văzut că, stai, ce, nu merge să-l pun pe Marcu? Mă, ce? Cum adică nu merge să-l pun pe Marcu? Ok, poate are prea multe enchanturi Marcu ăsta, ia. Bă, cum mă, frate, că mergea parcă. Oh my god, deci ăsta e destul de nasol dacă îl pui pe sabie. Că gen, îl pun pe sabie și o să-mi cadă meteoritul în cap. În fine, hai să-l punem pe sabie totuși. Și acum fiți atentă, băieți și fete, că dacă dau cu sabia și nu fug la timp, îmi cade mie meteoritul în cap. Hai să dăm pe Ravager. Ok, bun, l-am omorât din 2 meteoriți. Dar era și eu să mor cel puțin. Bun, băieți și fete, cred că enchantul ăsta merge să fie pus dacă ești pe creativ să-l pui pe Marcu. Da, mă, da, uite, pe creativ merge. M-am dat pe creativ ca să pun special enchantul ăsta pe Marcu, pentru că fiți antenă, e mult mai tare să-l pui pe Marcu. Că gen, poți să faci o chestie super șmecheră, să te depărtezi de inamic și să-i dai cu hitul de meteorit, uite așa. A? E mult mai bine așa cu Marcu, nu? Că nu te mai lovește nimic. Chiar e tare, rău de tot așa. Mult mai tare. A, l-am spart pe fraier. Bă, sincer, ăsta era bun de enchant de arc, dar din păcate e doar de sabie. Dacă nu te dai pe creativ, n-ai cum să-l pui pe arc. Ok, hai să vedem ce mai putem noi să craftăm pe aici. Uite, hai să luăm acum un enchant adevărat de Marcu. Fiți antenă și ăsta e nebunie, efectiv, ăsta e nebunie. Ăsta îi zice mega multishot. Și fiți antenă, băieți și fete, că nu sunteți pregătiți pentru enchantul ăsta, credeți-mă, e nebunie. Ok, mega multishot, l-avem aici. Și hai să spawnăm un Ravager acum și fiți antenă, mega multishot. Hai să tragem chiar acum. Bam! Bă, vedeți, trage peste tot, ești nebun. Ia de aici. Mamă, uite câte săgeți, frate. O grămadă de săgeți. Oh my god. Bă, dar oare dacă combinăm enchantul ăsta? Mamă, mi se spar Marcu deja, ești nebun. Ok, hai să-i dăm cu sabia noastră. Bam, ia de aici, sabie meteorit. Nu, poate știi ceva, cred că ne-ar trebui o altă sabie. Asta dă control al minții. Vreau să combin meteor hitul de pe arc cu multishot-ul, să vedem ce o să se întâmple. Ah, dar nu cred că merge, mă, că uite, mi-l transformă multishot normal. Bun, hai să vedem următoarele enchanturi, băieți și fete. Ce enchanturi mai avem noi pe aici? Uite, putem să facem unul de pickaxe. N-am făcut niciun enchant de pickaxe până acum. Ăsta îi zice chunk destroyer, adică cred că o să mineze un chunk întreg. Hai să facem chiar acum chestia asta. Bam, avem chunk destroyer și stați geană până la final, băieți și fete, pentru că o să avem și world destroyer, adică o să distrugă toată lumea. Bun, hai să ne depărtăm un pic pentru că nu vreau să-mi distrug casa, vreau să minez într-un chunk mai depărtat. Ok, hai să dăm chiar aici și să vedem dacă o să distrugă chunk-ul. Bă, 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 stai, bă. What? Credeam că o să mor, efectiv. Mama, asta chiar minează cât un chunk, ești de bun. Oh my god, uite cum dispare chunk-ul, mă, Nerica. Uite câte diamante aici, efectiv, găsești diamante fără număr. Doamne, cum distruge. Bă, nu pot să cred. Oare distruge și bedrock-ul? Ok, bedrock-ul nu îl distruge, cel puțin ăsta de jos. Și uite, pot să dau așa la infinit. Ia fi antenă. Bam. Bă, e nebunie, e insane. Uite cum sparge. Hai că am făcut dita mai gaură aici, pe bune, dacă nu. Bun, ia să vedem ce enchant avem următorul, băi și fete. Ce enchant e ăsta? Mamă, următorul enchant îi zice super meteor hit, adică e super meteorit. Oh my god, chiar nu sunt pregătit pentru chestia asta. Cred că o să-mi dea mare meteorit în cap, fiantele, dacă nu. Hai să enchantăm sabia. Ia, putem să o enchantăm pe asta cu meteor. Mamă, ce? Putem să o enchantăm și cu meteor și cu super meteor? Ok, nu, 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 dar vreau pe o sabie normală. Bam, asta avem doar unbreaking și super meteor hit. Vă dați seama cât am mai meteoritul o să spawneze? Mi-e și frică, sincer să fiu. Ok, spawnăm un zombie husk și hai să dăm cu super meteorit. Ah, sunt mai mulți meteoriți, bă, deodată. Mă gândeam că o să fie un meteorit mai mare. Bă, ești nebun, dar uite câți meteoriți pică. Bă, dar efectiv pot să mă omor cu sabia asta. Dacă nu fug, pot să mă omor. Ia, hai să dăm și cu un Ravager. Ia, ia de aici. Hai că m-am omorât pe mine. Efectiv n-a murit Ravager-ul. Da, deci asta vă ziceam. E nasol cu meteoriție. Și dacă poți să te omori. Mamă, ce am făcut aici, bă? Da, nu e gândit foarte bine enchantul ăsta. Bine că nu mi s-au spart chesturile totuși.
Nu cred că o să mai folosesc super meteor hit-ul ăsta. Ia să vedem ce enchant-uri mai puteți face, băi și fete. Ok, următorul enchant e un enchant de teleportare. Fiți atenți la asta. Hai să enchantăm chiar acum o sabie. Enchant de teleportare. Adică bănuiesc că dacă o să atac, o să mă teleporteze. Da, mă, da. E un enchant basic. Adică, bine, nu există enchantul ăsta pe Minecraft, dar am mai văzut enchanturi de genul. Și uite, dacă apăs shift-ul nu mă mai teleportează. Dar acum, ia, oare pot să mă teleportez până la casa aia? Hai să încercăm. Wow! Mamă, cât m-a teleportat, ești nebun! Frate, uite unde e casa lui Broască. Ok, hai să încercăm să ne teleportăm până la noi acasă. Deci, uite unde e casa noastră, cât de departe. Acum îi dau cu zoom-ul de la Optifine. Și hai să-i dăm mă, ce? Bă, m-am teleportat pe casă, tocmai de la village-ul ăla de acolo, ești de bun? Ok, hai să ne teleportăm înapoi la chesturi. Mamă, ce? Nu mă așteptam să mă teleportez atât de departe. Frate, chiar tare rău de tot. Băi, enchanturile astea sunt super tari. Ok, următorul enchant, băi și fete, ia să vedem noi chiar acum. Avem Arrow Explode, ăsta e clar că este un enchant pentru Marcu. Așa că hai să enchantăm Marcu ăsta, bam, Arrow Explode. Adică, bineînțeles că o să explodeze săgețile, nu-i așa? Hai să dăm chiar acum, ia să vedem cum explodează. Da, 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 e o explozie normală. Bă, dar dacă am pune multishot pe asta, mă. Gen multishot-ul ăla super, super OP. Ok, ia să vedem dacă merge. Punem Marcu ăsta, punem multishot. Bă, nu merge, frate, nu merge. Era tare rău de tot dacă puteam să punem și multishot. Vă dați seama ce explozie? Dar cred că pe creativ am putea să facem chestia asta, nu? Haide mă, bun, s-a pus un multishot. Sper că nu e multishot-ul ăla normal de pe Minecraft. Sper că e cel custom, ia să vedem. Da, nu, e multishot-ul normal. Deci nu merge să punem pe ăla imens. Bă, dar tot e OP, tot e OP. Adică uitați-vă și voi cât de OP e. Oh my god, ce explozie. Bam, și hai că am făcut mare parkour aici. Uite și tu. Ne-am creat mare parcurs, mă, nenică. Oh my god, cât de tare. Și bineînțeles că eu sunt un parcurist pro. Adică uitați-vă la mine cât de bun sunt. Ok, hai să vedem. Mai avem două enchanturi, băie și fete. Și ultimul este cel care distruge lumea. Chiar sunt curios cum o să distrugă lumea enchantul ăsta. Bun, acum avem un enchant care îi zice Lightning Hit. Bănuiesc că efectiv e o lovitură de fulger, nu? Da, mi-am pus acum pe sabie și sunt sigur 100% că o să fie o lovitură de fulger. Gen, spawnez acum un husk și dau pe el și da, lovitură fulger. Bă, ăsta nu e cine știe ce. Ăsta chiar nu mă impresionează deloc. Ok, dar am ajuns la punctul culminant, băi și fete, și anume vom face World Destroyer-ul, distrugătorul de lumi. Mamă, hai să vedem cum o să ne distrugă enchantul ăsta lumea. Uita, scrie World Destroyer. Bam. Punem chiar aici și hai să vedem. Credeți că o să-mi distrugă lumea de Minecraft? Mă, nu știu, oare ar trebui să mă depărtez? Bă, dar până la urmă zice că distruge toată lumea, deci n-ar trebui să mă depărtez de nimic. Ok, cazul ăsta, hai să minăm chiar aici sub noi și să vedem cum se distruge lumea, băie și fe... Mă, ce? Ah, cred că am dat cu cel de... Ok, nu am dat cu World Destroyer-ul, am dat cu Chunk Destroyer-ul și s-a distrus un chunk întreg. Dar hai să dăm acum cu World Destroyer-ul, băieți și fete. Sunteți pregătiți? În 3, 2, 1 și let's go. Hai să vedem cum se distruge lumea. Bă, ce? Nu s-a întâmplat nimic. What? Bă, nu se întâmplă nimic. Bă, ce distrugere de lume, mă? Că nu se întâmplă absolut nimic. Ești nebun? Efectiv, nu s-a întâmplat nimic. Ce? Mi s-a blocat și jocul. What? Nu se mai mișcă squid-urile. What? Mi s-a blocat tot jocul. Bă, ce? Asta înseamnă distrugere de lume, să mi se blocheze joc. Wow, ce? Bă, ce se întâmplă? Opa, 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 sper să cădem pe apă. Hai că a căzut pe apă. Dubla 2, dubla 2, dubla 2, pe apă, pe apă, pe apă. Bun. Oh my god, ce s-a întâmplat, bă, nenică? What? Mamă, direct apocalipsa aici. Uite cum s-a distrus totul. Mama, asta chiar că-ți distruge lumea de Minecraft. Bă, dar casa lui Broască e intactă, ești nebun? Oh, apare și casa mea e intactă. Bă, deci aparent nu distruge chiar toată lumea. Dar acum trebuie să ne obișnuim cu peisajul ăsta de la casa mea. Uitați-vă și voi, băieți și fete. Acum nu mai avem lac aici, avem cascada Niagara. Pă bune dacă nu. Bă, prea tare. Hai că mi-a făcut mare view aici, mare view. Fii antenă cum se vede, hai să vedem cum se vede de pe terasă. La mare meserie. Ia fii antenă ce view avem acum de pe terasă. Uite, avem piscină de aia cu... de aia infinită, știți ce zic? Infinity pool.
Avem Infinity Pool aici. Bam. Bă, chiar tare, chiar tare, da, ce să zic. Dar acum, băie și fete, zic că ar trebui să mergem la dragon și să ne folosim de noile noastre jucării ca să batem dragonul. Păi bun, hai să ne teleportăm direct la dragon. Și am ajuns la dragon, băie și fete. Acum hai să ne folosim de itemele noastre ca să spargem cristalele. Am folosesc acum marcul cu explozie, băie și fete, pentru că o să fie super ușor să spargem cristalele cu el. Nici măcar nu trebuie să le nimerim. Trebuie doar să dăm așa la mișto, pentru că oricum săgețile astea explodează. Bam, dăm și acolo frumos. Ok, hai că am ratat tot. Bun, am spart și ăla. Și după ce am spart toate cristalele, acum îl aștept pe dragon să coboare, băi și fete. Ia, hai să-i dăm și niște săgeți în cap. Bă, dar uite că pe el nu explodează săgețile. Hai, cum e, tre coboară. Bun, fii atent cu coboară. Hai să-i dăm cu asta, cu Rich. Ia, putem să-l prindem? Da, bă, uite de la ce distanță poți să-l atacă. Oh my god. Și hai să vedem acum dacă putem să-i controlăm mintea. Ok, nu pare că pot să-l mișc. Da, nu pot să-l mișc, din păcate. Hai că m-a mișcat el pe mine. Hai să-i dau de la distanță, așa zic. Ia de aici, uite cum îi dau de la distanță. Nici măcar nu pot să mă atingă. Cred că pot să-i dau și din zbor. Ok, ia să încercăm să-i dăm din zbor. Pot să-i dau din zbor, oare? Fii atent, fii atent, dar trebuie să fie mai aproape, mă, că nici așa de la depărtare asta nu pot să-i dau. Hai, bă, dragon urât, coboară odată. Mamă, uite-l coboară. Hai să-i dăm cu sabia, fii atent, îi dăm cu sabia de la depărtare. Bun, hai, ia de aici. Bam, sabie în cap. Bam, sabie în cap, sabie în cap, sabie în cap, sabie în cap, sabie în cap. Ia de aici, bă. Ok, nici măcar nu trebuie să mă apropii de el. Dar vreau să-i mai dau odată cu mind controller-ul ăla, ia. Dă cu mind controller-ul. Nu înțeleg cum îi controlează mintea, că gen, eu nu pot să-l mișc. Hai, că m-a controlat el de tot, o inimă jumate, ești nebun. Mamă, hai, coboară. Mai prindem o săgeată de Marcu, două săgeți de Marcu și acum dă-i de la depărtare cu sabia. Ia de aici, l-am spart, bă, nenică, l-am spart. Ok, băi și fete, am bătut dragonul. Iar acum, hai să încercăm să distrugem, să distrugem Endul. Ok, dăm cu pickaxe-ul de War Destroyer și hai să vedem, se distruge Endul, mă, nenică, oare? Bă, nu cred că a funcționat, sincer să fiu. Ziceți voi, credeți că a funcționat? Bă, aparent... Nu cred că merge pe End chestia asta. Ha, mă, pe bune. Mă așteptam să meargă pe End enchantul. Poate dacă minez un cobblestone. Oare depinde și ce minez? Ok, hai să-i dăm cu cobblestone-ul. Da, nu cred că merge, băieți și fete. Din păcate nu merge World Destroyer-ul aici. Dar cam ăsta a fost clipul, băieți și fete. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să băgați și pe un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o și să-mi scrieți la comentarii care a fost enchantul vostru preferat. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!